capitanului Mihai Căpățână. Valentin Cojocaru în sfârșit zâmbește. Eroarea sa a cântărit greu, dar iată un interval de 2 sau de 3 minute de mare inspirație pentru oaspeți, care fac 2-1. A fost greșeala lui Tincu aici. Tincu pierde duelul cu Simonovski. Simonovski îl vede pe Căpățână. Căpățână cere mingea, o controlează și îi șutează impecabil. Efect, minge lovită cu interiorul, minge care ocolește portarul, se duce cu minte acolo lângă bară, în plasa laterală. 2-1 pentru FC Voluntari.